ziua, sunt Diana Ambros și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. A murit Spiridon Vanghelii, care săptămâna trecută a împlinit 92 de ani. Anunțul a fost făcut de rudele scriitorului. Consiliul UE a aprobat deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar președintele Maia Sandu a semnat azi decretul privind inițierea negocierilor. A treia licitație pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroport va fi suspendată. De această dată, nicio companie nu și-a depus dosarul. Cunoscutul scriitor Spiridon Vanghelii s-a stins astăzi din viață la vârsta de 92 de ani. Anunțul despre moartea sa a fost făcut de către familia scriitorului, care a precizat că în ultimul timp el s-a simțit rău. Copilul nu moare. Dacă l-ai în suflet, câte ceva schimbări pot fi, dar copilul rămâne. Scriitorul Spiridon Vanghelii s-a stins din viață după o perioadă de 2 săptămâni în care s-a simțit rău, a declarat pentru Pro TV fiica sa Rodica. Acum o săptămână, pe 14 iunie, tatălui Guguț a împlinit 92 de ani. Ultima sa apariție publică a fost de ziua sa anul trecut. Atunci Spiridon Vanghelii a celebrat într-un cerc restrâns cu familia. Mă simt așa cu un sâr de ani în spate. E cam mare greutatea, dar îi duc, n-am încotro. Înconjurat mereu de copii, tatălui Guguț a spus că cei mici au fost dintotdeauna inspirație și i-au dat forțe de viață. Noi învățăm pe copii toată viața, dar și învățăm de la copii. Dacă n-ai să înveți de la copii departe, n-ai să ajungi. Iar familia, dar și cititorii au fost cel mai de preț cadou oferit de viață. Am și nepoți și o fiică și prieteni foarte mulți, cititori încă mai mulți. Sunt înconjurat de oameni frumoși, cărora le mulțumesc. Spiridon Vanghelii s-a născut în satul Grinăuț, județul Bălți, astăzi raionul Râșcani, la 14 iunie 1932. Cărțile sale, isprevele lui Guguță, dar și steaua lui Ciubățel l-au consacrat și au fost traduse în peste 40 de limbi în toată lumea. Spiridon Vanghelii a primit diploma internațională de onoare Andersen, numeroase medalii și premii de stat, dar și titlul de maestru în artă și scriitor al poporului. Activitatea agenților imobiliare ar putea fi reglementată. Ei vor fi obligați să ofere bon de plată, să presteze servicii doar în bază de contract și să dețină o autorizație pentru a putea activa. Scopul acestui proiect este să facem ordine în domeniul agenților imobiliare. Ce alte prevederi conține legea, vă spunem în jurnal. Uniunea Europeană confirmă lansarea marți, pe 25 iunie, a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Consiliul UE a aprobat oficial deschiderea negocierilor. Tot astăzi, președintele Maia Sandu a semnat decretul privind inițierea negocierilor de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. În prezența președintelui Parlamentului, a premierului, miniștrilor, a mai multor deputați, dar și procurorului general, Maia Sandu a semnat astăzi decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, șefa statului a desemnat-o pe viceprim-ministrul pentru reintegrare europeană, Cristina Gerasimov, în calitate de negociator șef din partea țării noastre. Premierul Dorin Recean va fi cel care va conduce delegația care va reprezenta Republica Moldova la Luxemburg la lansarea oficială a negocierilor
țărilor de aderare cu Uniunea Europeană. În cadrul delegației guvernamentale vor fi și mai mulți miniștri cu portofoliile relevante pentru Comisia Interguvernamentală menționată. Printre aceștia vor fi Mihail Popșoi, Dumitru Alaiba, Vladimir Bolea, Veronica Mihailov-Moraru, Dan Perciun și alții. Astăzi, cele 27 de țări ale UE au confirmat că marți, 25 iunie, vor fi deschise negocierile de aderare cu Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de președinția belgiană a Consiliului UE pe platforma X. La începutul acestei luni, Comisia Europeană a anunțat că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru a începe negocierile de aderare. Deschiderea negocierilor va avea loc pe capitole variabile ca număr, al căror scop este de a pregăti țara candidat, în special cu privire la implementarea reformelor judiciare, administrative și economice necesare. Când negocierile sunt finalizate, iar extinderea UE este posibilă din punct de vedere al capacității de absorpție, aceasta duce la semnarea tratatului de aderare, care trebuie mai întâi aprobat în unanimitate de către Parlamentul European și Consiliu. Acesta este începutul unui proces birocratic incredibil de complex și de lungă durată, care poate dura ani de zile. Moldova și Ucraina au obținut statut de țară candidat în vara anului 2022, iar în 2023 s-a decis că cele două state sunt gata să înceapă negocierile de aderare. Germania, Franța și Polonia susțin parcursul european al Republicii Moldova și sunt gata să ajute țara noastră în combaterea războiului hibrid al Federației Ruse. Mesaje de sprijin au fost transmise astăzi la Chișinău de miniștrii pentru Europa din Germania și Polonia, aflați într-o vizită de lucru la noi, dar și de ambasadorul Franței în țara noastră. Oficialii au precizat că Moldova nu a fost niciodată mai aproape de aderarea la UE decât astăzi. Cei trei oficiali s-au întâlnit de dimineață cu vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și au discutat despre ce a reușit țara noastră să facă până acum, în ajunul lansării negocierilor de aderare la UE. Susținerea parcursului european al țării noastre de state membre precum Germania, Polonia și Franța este esențială, mai ales că în continuare ne confruntăm cu tot mai multe încercări influențate în contextul, deci din exterior, de a submina parcursul nostru european în contextul referendumului din această toamnă. Gherasimov a subliniat importanța ca Republica Moldova să continue să aibă acces gradual la programele și inițiativele Uniunii Europene până a deveni stat cu drepturi depline, iar cei trei oficiali și-au declarat sprijinul pentru țara noastră. Moldova clearly belongs into the EU. This is why we've come here today, to underscore this important message, and we all very much are looking forward to the historic day on Tuesday where we will open accession negotiations with Moldova. It was our common goal to organize intergovernmental conference during Belgian presidency, and I would like to assure you that during Polish presidency, which will start in January next year, EU enlargement will be one of our top priorities. France, Germany and Poland are ready to contribute to fostering resilience against hybrid threats and to supporting Moldova's economic and social transformation as well as necessary reforms. Franța, Germania și Polonia formează în prezent triunghiul de la Weimar, care este un format de cooperare trilaterală, iar printre subiectele pe care le promovează în prezent sunt extinderea Uniunii Europene și sprijinirea Ucrainei și Moldovei în acest sens. Avertismentele repetate ale Statelor Unite despre interferențele Rusiei în procesul electoral din această toamnă ar trebui să pună în gardă autoritățile de la Chișinău. Analiștii spun că după mesajele alarmante ale partenerilor externi, Consiliul Suprem de Securitate ar fi trebuit să se convoace pentru a analiza riscurile, dar și pentru a stabili un plan de intervenție și de combatere a acestora. Asta au declarat aseară la în profunzime experții Vadim Pistrinciuc de la Institutul pentru Inițiative Strategice și Andrei Curăraru de la Watchdog. Potrivit lor, războiul informațional dus de Rusia în țara noastră pune în pericol securitatea statului. Avertismentele Statelor Unite despre interferențele Rusiei în procesul electoral din această toamnă. Ne referim atât la perioada de dinainte de campanie, din perioada campaniei și chiar ziua alegerilor. Sunt avertismente repetate. Ce înseamnă asta? Repetarea lor poate fi legată de mai mulți factori. În primul rând, vedem o reacție destul de
anemică a Republicii Moldova. Cred că cel puțin convocarea Consiliului Suprem de Securitate ar fi fost necesară, pentru că vorbim despre niște avertismente destul de clare, cu nume, cu organizații care participă în campaniile de dezinformare. Domnule Pestrinciuc, reacția autorităților este cea, este una adecvată, adică este cea pe care, eu știu, ar trebui ca să o primim cu toții, sau ar trebui să fie altfel, cum spune domnul Curăraru? La noi în țară, în genul, tot ar trebui să fie altfel, dar e așa cum este până la urmă, da? Dar trebuie un pic să ne uităm mai în detalii, deci nu trebuie să generalizăm. Eu văd poliția de frontieră cu poliția obișnuită, IGP, ei capturează persoane care nemijlocit fac această contrabandă cu valută, alte persoane care împart, gestionează. Se confiscă săptămânal, auzim. 300, da. 1 milion, încă 1 milion. Numai cu avioane. Și mai departe, deci noi observăm că lucrurile astea vin și vin în ultimul an de zile tot mai mult și mai mult. Arestări se produc, dar din partea justiției, adică instanțul, decizii nu avem. Vadim Pistrinciuc atrage atenția că această situație în care fluxul de bani care vine în Republica Moldova pentru a corupe alegătorii sau pentru a crea destabilizări și campanii de dezinformare s-a intensificat de la începutul anului trecut. Intensitatea intoxicării informaționale, a războiului informațional este enormă. Deci unii nu deschiz sub formă de reclamă, sub formă de oameni care au fost angajați, plătiți. Sumele de bani sunt într-adevăr foarte mari. Deci pentru dimensiunea Republicii Moldova sunt extrem de mari. Se penetrează sistemul informațional al Republicii Moldova, sunt contractate, cumpărați oameni cu hurta din online, din TikTok, influențe. Cel mai grav este că se încearcă distrugerea sistemului electoral, atenționează specialiștii. Nu e o situație că se corupe doar pentru ca să câștige cineva. Se distruge întreg sistem de organizare de stat, sistemul democratic. Deci principala țintă acestor bani este ca oamenii să nu mai aibă încredere în alegeri. Și care este soluția? Soluția, într-adevăr, este să avem niște verdicte, să fie clar că asta este o îndeletnicire ilegală, ilicită și să pedepsești. Faptele sunt foarte grave, trebuie să avem măsuri atât operative pe linia serviciilor speciale din Republica Moldova, atât a poliției cât și a SIS-ului, dar și pe linia justiției, care, din păcate, trenează. Săptămâna trecută, Statele Unite, Canada și Marea Britanie au avertizat Republica Moldova despre tentativele Kremlinului și a agenților săi de a influența rezultatele alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024. Într-o declarație comună se menționează că aceste tentative presupun proteste, dar și răspândirea de minciuni despre caracterul și intențiile președintelui în exercițiu. Încă o încercare eșuată, licitația privind darea închiriei a spațiilor comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinău urmează a fi suspendată pentru a treia oară. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a declarat ieri neconstituționale prevederile privind extinderea termenului de dare în arenda acestor spații. La cea de-a treia licitație eșuată, nicio companie nu a depus dosarul de participare. Condițiile licitației astăzi sunt de 5 ani. Dacă întreprinderea Aeroportului Internațional Chișinău se va regăsi în lista bunurilor nepasibile privatizării, acest termen poate fi în continuare de 5 ani. Noi vom propune sistarea licitației până la aprobarea legii 121 în redacție nouă. Asta se întâmplă după ce ieri Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările unor acte normative la legea administrarea și deetatizarea proprietății publice. Modificările vizau în special darea închirii a spațiilor comerciale din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău. Curtea a constatat că proiectul de lege a fost votat în prima lectură, iar amendamentele la acesta doar în a doua lectură, ceea ce contravine Constituției. În acest sens, modificările privind extinderea termenului de dare închirii a spațiilor comerciale de la 3 la 5 ani, cât și includerea aeroportului în lista instituțiilor nepasibile de privatizare, sunt nule. Aeroportul, prin natura sa, trebuie să fie o întreprindere nepasibilă de privatizare. Ieri a fost publicat spre consultări publice un proiect de lege de modificare a legii 121, deci anume de reînnoirea listei întreprinderilor nepasibile privatizării. În această listă se regăsește și Aeroportul Internațional Chișinău. Până autoritățile responsabile fac modificările necesare pentru a putea organiza o nouă licitație, spațiile comerciale din incinta aeroportului rămân a fi utilizate de companii afiliate fugarului Ilan Șor, condamnat la 15
10 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Cum credeți companiile mari vor avea încredere și se vor înregistra la concursurile viitoare? Știu că colegii de la aeroport depun maxim efort pentru a discuta cu companiile potențiale participante, de a informa, de a răspunde la întrebări. Termenul de depunere a actelor de participare la cea de-a treia licitație, care va fi suspendată, urma să se încheie săptămâna viitoare, mai exact, pe 24 iunie. Însă până la ziua de ieri, nicio companie nu a depus dosarul de participare. Prima licitație pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroport, care s-a lăsat cu scandal, a fost anulată pentru că s-au înregistrat doar două companii. Și cea de-a doua licitație a fost suspendată la scurt timp după lansare. Motivul invocat atunci a fost faptul că s-a înregistrat o singură companie care nu ar fi reușit să prezinte experiența deplină solicitată în caietul de sarcini. Peste 4.000 de teste ale unor absolvenți de gimnaziu din 8 raioane au fost reevaluate, iar în cazul a circa 1.000 dintre ele, nota a fost modificată. S-au constatat cazuri în care nota a fost majorată și cu 15 puncte. La un barem de 50 de puncte, asta înseamnă 30%. Ce alte încălcări au fost constatate și cum vor fi sancționate persoanele responsabile, aflați la știri. Încă o persoană a fost reținută în dosarul de abuz de serviciu, prin care cel puțin doi bătrâni au fost lăsați fără locuințe. Este vorba despre șefa fostei Direcții Generale Asistență Socială și Protecție a familiei din Bălți. Potrivit ofițerilor CNA, femeia este bănuită că a acceptat 5.000 de euro ca să nu divulge informații despre o angajată implicată în acest caz și să nu-i creeze probleme la locul de muncă. Acum două zile, CNA a descins cu percheziții la mai mulți angajați ai Direcției Asistență Socială din Bălți, după ce mai mulți bătrâni au rămas fără case. O șefă de secție a fost reținută. În ziua perchezițiilor, șefa direcției a spus că va iniția o anchetă de serviciu și persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi concediate. Bănuiții sunt cercetați pentru abuz de serviciu și riscă închisoare de până la 6 ani. A treia ședință în dosarul în care sunt vizate bașcanul autonomiei Găgăuze și o secretară a fostului partid Șor a fost amânată. De această dată, pentru că Evgenia Guțul nu s-a prezentat în fața judecătorilor din cauza unor probleme de sănătate, spune avocatul său. Și astăzi, în fața judecătoriei, simpatizanții acesteia au organizat un protest. Înainte de ședință, la judecătoria Buicani s-au adunat 10 de susținători ai Evgeniei Guțul, care au scandat în fața instanței. Pe scările judecătoriei însă era un contraprotest. Mai mulți activiști au adus o boxă, iar pe fundalul scandărilor cânta muzică. La ședința de astăzi, bașcanul autonomiei Găgăuze nu s-a prezentat. Potrivit avocatului, aceasta nu a venit din cauza unor probleme de sănătate, iar din acest motiv, ședința de judecată a fost amânată. O săptămână în urmă, dânsa a fost internat în spital, a suferit careva investigații și intervenții. Seara s-a simțit foarte rău, dimineața a solicitat prezența ambulanței, respectiv am adus la cunoștință că nu se poate prezenta cu obligarea prezentării actelor confirmative la următoarea ședință. S-a oferit un termen oarecare ca să confirme imposibilitatea prezenței culpatului în ședința de judecată. Dat fiind faptul s-a solicitat amânarea, dar nu este confirmat printr-un certificat cert că nu poate să fie prezent și instanța a solicitat certificatul dat. Astăzi, Svetlana Popan, secretara partidului Șor, scos în afara legii vizată în acest dosar, a refuzat să discute cu presa. Procurorii susțin că în perioada 2019-2022, în timp ce era secretar în cadrul fostului partid, Guțul s-ar fi implicat activ în aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Sumele erau folosite pentru promovarea formațiunii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul este cercetată pentru că în toamna anului 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Șor, a acceptat din partea grupului criminal aproape 43 de milioane de lei. Pentru aceleași acțiuni este cercetată și colega ei, la fel secretară pe atunci. Ambele neagă acuzațiile. Agenții imobiliari ar putea fi obligați să ofere bon de plată și să presteze servicii doar în bază de contract, unde să fie incluse detalii despre prețul imobilului, comisioanele pretinse, dar și alte informații. La fel, aceștia vor fi obligați să dețină o autorizație pentru a putea activa. O lege care vine să reglementeze piața imobiliară a fost inițiată de deputații PAS. Potrivit lor, proiectul urmărește asigurarea corectitudinii tranzacțiilor imobiliare, acreditarea agenților, dar și combaterea fraudelor și prevenirea evaziunii fiscale.
Scopul acestui proiect este să facem ordine în domeniul agențiilor imobiliare, astfel ca oamenii, atunci când fac sau fac aceste tranzacții imobiliare, să aibă toată informația la îndemână referitor la condițiile apartamentului, la condițiile blocului, la comision, la prețul tranzacției, astfel încât să poată compara mai ușor prețul în raport cu alte oferte din aceeași zonă și să poată vedea dacă agentul imobiliar este unul de încredere sau nu. Noua lege va defini cerințele, drepturile și responsabilitățile agentului imobiliar și va proteja de asemenea consumatorii, spun deputații. Un prim aspect al legii ține de procedura de autorizare a agenților imobiliari. Aceștia vor trebui să urmeze un curs de pregătire profesională în vederea dobândirii calității de agent imobiliar profesionist. La fel, se propune crearea unui registru electronic de stat al agenților imobiliari, care vor putea activa doar în baza unui certificat sau autorizație de prestare a serviciilor de intermediere imobiliară. Legea prevede și obligația de prestare a serviciilor exclusiv în baza unui contract încheiat cu clientul, în formă scrisă. Documentul va trebui să includă detalii despre natura serviciilor prestate de agentul imobiliar, onorarii, comisioane, drepturile și obligațiunile părților și condițiile în care contractul poate fi reziliat. O parte importantă este fiscalizarea serviciilor agenților imobiliari și aici vorbim despre obligativitatea agentului imobiliar de a furniza bon de plată pentru toate plățile pe care le percepe de la clienții săi în conformitate cu contractul încheiat. Potrivit proiectului, va fi creat și un registru electronic al tranzacțiilor imobiliare, astfel fiecare agent va fi obligat să introducă în cabinetul lui personal fiscal informații despre adresa bonului, numărul cadastral, prețul, dar și suprafața și valoarea comisionului. Vom prevede măsuri de atragere la răspundere pentru încălcări, sancționare, suspendare și încetare a calității de agent imobiliar. Proiectul va fi definitivat împreună cu guvernul, iar ulterior va fi supus consultărilor publice. Potrivit datelor statistice, doar în Chișinău, în medie pe an, se vând 20.000 de apartamente și case, iar 60% din tranzacții se fac cu ajutorul agenților imobiliari. Volumul investițiilor doar în apartamente noi în Chișinău în 2023 este de 490 de milioane de euro. O lecție despre primul ajutor medical a fost organizată astăzi la o tabără din capitală, iar profesorii au fost paramedicii de la Smurt. Uite, așa, lucrăm partea aceasta pe osul stern, mergem pe osul stern, ne uităm la dânsul. Ați găsit unde moale la voi? Unde la voi moale? Aici. La voi căutați. Ați găsit la voi unde moale? Da. Și de aici ne ridicăm înapoi cu două deșe mai sus, așa și la persoană. Copiii au învățat și regulile de securitate în cazuri de urgență. Revenim cu imagini și detalii despre aceste activități imediat. Peste 4.000 de teste scrise de absolvenții claselor gimnaziale din 8 raioane au fost reevaluate, iar în cazul a circa 1.000 dintre ele, nota a fost modificată. Ministrul Educației a anunțat azi că în urma verificărilor s-a constatat că în unele cazuri notele au fost majorate, iar în altele micșorate. Responsabilii care au admis încălcările riscă să fie demiși. Peste 4.100 de teste ale unor absolvenți de gimnaziu din raioanele Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Dubăsare, Drochia, Rezina și Șoldănești au fost reevaluate. În urma verificărilor, în cazul a 950 de teste, notele au fost modificate. S-au constatat cazuri în care nota a fost majorată și cu 15 puncte. La un barem de 50 de puncte, asta înseamnă 30%. Un test de matematică a atras atenția examinatorilor după ce la un item unde nu a fost scris absolut nimic s-a oferit un punctaj maxim. O altă încălcare descoperită a fost la fel la o lucrare de matematică unde, din trei răspunsuri, doar unul era corect și la fel i s-a oferit elevului punctaj maxim, a anunțat Dan Perciun. Au fost și cazuri în care notele au fost micșorate, astfel în urma reexaminării s-au mărit cu cel puțin un punct. Au fost transmise concluziile reexaminărilor în toate aceste 8 raioane, așteptăm ancheta lor internă pentru a stabili cum a fost posibil comiterea acestor abateri și ce a stat la baza lor. Elevii care au obținut notă negativă vor putea susține examenul repetat în perioada 1-4 iulie.
Avaria în urma căreia râul Nistru a fost declarat poluat în zona orașului Tighina s-a produs la stația de epurare din localitate. Despre asta anunță ministrul mediului, care precizează că va fi clar cât de gravă este situația doar după ce vor fi cunoscute rezultatele probelor prelevate din apa fluviului. Încă nu sunt gata rezultatele. Săptămâna viitoare cred că o să fie gata problema. A fost o avare la stația de epurare din orașul Bender. Nu este niciun risc pentru apa potabilă din municipiul Chișinău. Locuitorii din Tighina și din localitățile din Preajma au fost îndemnați ieri să nu se scalde în râul Nistru, după ce s-a aflat că în zona au avut loc deversări ale sistemului de canalizare în urma unei avarii. Reprezentanții Agenției de Mediu au mers în teritoriu, de unde au prelevat probele necesare pentru a stabili dacă a fost afectată calitatea apei și pe alte porțiuni ale Nistrului. Au învățat regulile de securitate, cum să acorde primul ajutor medical și au probat echipamentul de pompier. Copiii de la o tabără de odihnă cu sejur de zi au avut parte de o lecție în aer liber, iar profesorii au fost câțiva polițiști și pompieri. Copiii de la tabăra de odihnă cu sejur de zi din cadrul gimnaziului Ion Luca Caragiale din capitală au avut parte astăzi de lecții pentru siguranța lor. Câțiva polițiști au verificat dacă știu cum trebuie să traverseze corect strada, inclusiv atunci când ies la plimbare cu bicicleta. Bravo! Și acum trebuie să te deplasezi la domiciliu. Deci ați înțeles cu toții? Da! Foarte, foarte periculos. Coborăm de pe bicicletă, ne uităm în dreapta și stânga și trecem. Tu când ieși în curte și vrei să treci strada, procedezi tot așa? De cobor, respecti da. Regulile? Da. Apoi copiii au văzut cum funcționează tehnica pompierilor. Și au îmbrăcat câte ceva din echipamentul acestora. Este greu? Nu. Nu este greu deloc asta? Nu. Ce-ți aflat de la pompieri? Să nu aprindem focul și diferite chibrite. Radu se visează pompier și asta pentru că... Pompierii sunt un fel de eroi mari și pot face diferite lucruri care... Unii oameni nu le pot face. Iar paramedicii de la Smurt le-au demonstrat exerciții de acordare a primului ajutor medical, ce să facă atunci când văd o persoană care se simte rău și cum să facă un masaj cardiac. Uite, așa. Lucrăm partea aceasta pe osul stern. Mergem pe osul stern, ne uităm la dânsul. Ați găsit unde moale la voi? Unde la voi moale? Aici. La voi căutați. Ați găsit la voi unde moale? Da. Și de aici ne ridicăm înapoi cu două degete mai sus, așa și la persoană. Ne apropiem, vedem dacă e bine, dar și dacă nu este bine, sunăm la 112. Și apoi ne apropiem, vedem unii dacă respiră, unii este moale la om și apoi ridicăm cu două ori mai sus și facem ca să respire la inimă. Lecția de astăzi a fost pusă la cale de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General al Poliției. Are drept scop instruirea tinerii generații privind măsurile de prevenire a tuturor riscurilor care, față de care sunt supuși, precum și modul de acțiune în caz de apariția unei situații de urgență. Potrivit responsabililor de la IGSU, de la începutul anului nu au fost înregistrate cazuri de situații de risc cu implicarea copiilor de la taberele de odihnă din țară. După o călătorie lungă și un popas la Chișinău, două balene beluga evacuate din Harkov au ajuns în siguranță în Spania. Balenele au fost transportate din Harkov la Odessa, apoi la Chișinău, iar de aici au zburat spre Valencia. În ce stare au ajuns la cel mai mare oceanariu din Europa, aflați imediat. Ucraina ar fi lansat un atac masiv cu peste 100 de drone în peninsula Crimeea și în alte regiuni rusești. Oficialii ruși au raportat incendii la un aerodrom militar și la o rafinerie importantă din sudul țării. De asemenea, rușii susțin că resturile de la dronele dobărâte au omorât un bărbat și au rănit alți doi. Kievul nu a venit cu o reacție până acum. Între timp, în unele localități din Donetsk, salvatorii ucraineni continuă să evacueze civilii din calea bombardamentelor.
Un incendiu a izbucnit azi dimineață la rafinăria de petrol Ilinski din Krasnodarski Krai, în sudul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene. Clipurile video publicate de localnici arată o explozie care a luminat cerul, apoi flăcări mari care se văd de la depărtare. Rafinăria Ilinski este unul dintre principalii producători de combustibil din sudul Rusiei și a mai fost lovită în luna februarie. Tot în Krasnodarski Krai au izbucnit incendii la aerodromul militar Yeisk. Rușii nu au raportat despre pagubele de acolo. În timpul nopții, asupra acestei regiuni au zburat mai multe drone care au fost doborâte, anunță autoritățile ruse. Cu toate acestea, resturile au provocat pagube, iar un bărbat a murit, au adăugat oficialii. Ministerul rus al apărării a declarat că 70 de drone au fost doborâte deasupra Crimeei ocupate, 43 deasupra Krasnodarski Krai și una deasupra regiunii Volgograd. Alte 6 drone navale au fost distruse în zona de nord-vest a Mării Negre, a precizat ministerul. Între timp, atacurile masive ale rușilor de-a lungul frontului din Donetsk forțează tot mai mulți oameni să-și părăsească locuințele. Salvatorii ucraineni merg din casă în casă și îi ajută să părăsească zona în siguranță. Aici, în satul Toretsk, 2 femei au fost rănite. Anterior, președintele Ucrainei a spus că artileria rusă este acum concentrată în regiunea Donetsk și că situația de securitate din regiune se deteriorează în mod constant, iar intensitatea bombardamentelor este în creștere. Aflat în vizită oficială în Vietnam, Vladimir Putin a adus vorba din nou despre armele atomice. Liderul de la Kremlin spune că Rusia ar putea să-și schimbe strategia nucleară. Totodată neagă că țara sa ar avea nevoie de sprijin din afară pentru a duce mai departe războiul din Ucraina. Declarația vine după ce a semnat un tratat de sprijin reciproc cu liderul nord-corean, gest care i-a pus pe jar pe oficialii de la Seul. Drept răspuns, Coreea de Sud ar putea trimite ajutor militar letal Ucrainei. Președintele vietnamez i-a pregătit omologului rus o primire demnă de un vechi prieten. Presa vietnameză scrie că relația dintre Moscova și Hanoi este caracterizată de loialitate și recunoștință. Așa numita diplomație bambus, adică flexibilă, i-a permis Vietnamului să mențină relații apropiate cu Moscova, care îi furnizează petrol și arme, dar și cu Statele Unite, care produce bunuri de larg consum în fabricile vietnameze. În Vietnam, Vladimir Putin nu a ratat ocazia să discute iar despre armele atomice și a reiterat ideea că Rusia ar putea să-și modifice strategia nucleară în perioada următoare. Мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. Cât despre acordul semnat la Phenian, Putin susține că nu e nimic nou în această înțelegere și că nu s-a pus problema ca soldații nord-coreeni să lupte pentru Rusia în Ucraina. Totodată, liderul rus a spus că o înfrângere în Ucraina ar însemna sfârșitul statului rus. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. Strategia lui Putin pare să dea însă rezultate opuse așteptărilor. La scurt timp după ce Kremlinul a încheiat tratatul cu Phenianul, Coreea de Sud a anunțat că ia din nou în discuție livrarea de armament letal Ucrainei. Acest lucru a trezit furie la Moscova, iar Putin a spus că Sudul ar face o mare greșeală. Până acum, guvernul de la Seul a refuzat să livreze arme Kievului, dar lucrurile se pot schimba dacă alianța dintre Rusia și Coreea de Nord devine tot mai strânsă. Premierul olandez Mark Rutte urmează să preia funcția de secretar general al NATO după ce a primit sprijinul tuturor celor 32 de membri. Cotidianul Politico a scris că funcția vine pentru oficialul de la Amsterdam la pachet cu mai multe provocări. Printre acestea sunt posibila revenire a lui Donald Trump la Casa Albă sau campania de iarnă a Rusiei în Ucraina.
La 4 săptămâni după ce Mark Rutte își va începe noul mandat în calitate de secretar general al NATO, americanii vor merge la vot și l-ar putea realege pe Donald Trump, un critic vocal al NATO. I think the most important task of any secretary general is to make sure that there's unity within the alliance. În timpul campaniei electorale, Trump a amenințat că va reduce ajutorul SUA pentru Ucraina dacă se va întoarce la Casa Albă. Pe de altă parte, de îndată ce Rutte va prelua funcția și pe măsură ce se va apropia iarna, Ucraina îi va cere ajutorul. Îndeosebit, Kievul va cere sisteme de apărare antiaeriană, a scris Politico în analiza sa, dar Europa nu are suficiente sisteme, iar vecinii Ucrainei au refuzat să le livreze pe ale sale din cauza pericolului constant din partea Rusiei. Wat zijn de grootste uitdagingen, denkt u? Dat is toch ook in Europa ervoor zorgen dat die defensieuitgaven omhoog blijven gaan. We zitten nu gelukkig op 2% in de meeste landen. Maar, O altă problemă cu care Rutte va trebui să se confrunte vor fi partidele de extremă dreaptă din mai multe țări europene, sceptice față de NATO, dar favorabile lui Putin. Într-un interviu, Rutte a spus că este gata să facă față tuturor provocărilor. Ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar... Ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. Mark Rutte va mai fi nevoit să găsească limbă comună cu aliații de pe flancul estic. Ei sunt nemulțumiți că funcția principală din NATO a revenit întotdeauna unei țări vest sau nord europene. Campania premierului olandez demisionar pentru funcția de secretar general s-a încheiat ieri, când și-a asigurat sprijinul tuturor celor 32 de aliați NATO. O altă destinație turistică populară printre moldovenii suferă de pe urma caniculei. Turcia se confruntă cu incendii de amploare care au devastat mai multe sate din sud-estul țării. Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața, iar 44 au fost rănite. Codul roșu de incendii se menține și în Grecia. Parcurile au fost închise, iar serviciile de urgență sunt în alertă. Imaginile postate pe rețelele sociale arată un incendiu uriaș care luminează cerul în timpul nopții și nori mari de fum. Mai multe sate din sud-estul Turciei au fost devastate de flăcările care au izbucnit aseară. Autoritățile locale au raportat pagube mari, morți și răniți. Flăcările s-au extins rapid, fiind alimentate de rafalele de vânt puternice. Zeci de incendii de vegetație au izbucnit și în Grecia în ultimele zile, pe fondul temperaturilor caniculare, dar au fost stinse înainte de a provoca pagube importante. Mai multe persoane au fost arestate și acuzate că au provocat incendiile. În Grecia e cod roșu de incendii, iar Atena și regiunile înconjurătoare sunt sub alertă. În ultimele zile, temperatura a depășit 40 de grade, iar vreme caniculară va fi și în weekend. 39 de grade au fost înregistrate în Serbia, unde oamenii s-au refugiat pe plaje și la terase. În tot acest timp, în alte părți ale Europei, căldura excesivă a fost urmată de inundații. O furtună iscată din senin a lovit puternic mai multe localități din regiunea cehă a Moraviei, după mai multe zile caniculare. Și francezii așteaptă noi inundații, după furtunile de zilele trecute. Autoritățile au emis o avertizare cod roșu în 2 departamente din vestul țării. Alte 12 regiuni sunt sub cod portocaliu de vreme rea. O furtună a făcut ravagii și la Moscova. În videoclipurile publicate se văd străzile acoperite de apă și copaci doborâți. Un om a murit și mai mulți au fost răniți. Spania este a doua națională calificată în optimile Euro 2024. Ibericii au 6 puncte după 2 meciuri câștigate aseară în duelul cu Italia și Anglia ar fi putut ieri să-și asigure locul în play-off, însă elevul lui Gareth Southgate a obținut doar o remiză cu Danemarca, ce a egalat cu un gol de poveste. Este o vară plină de fotbal. Noaptea trecută a început Copa America, turneul desfășurându-se în Statele Unite, cum a fost debutul campioanei în exercițiu Argentina, spunem la știrile din sport.
În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Lughin se află deja în studioul și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Diana, bună ziua tuturor! E vineri, e sfârșit de săptămână și vă dăm câteva idei astăzi despre cum ați putea să vă petreceți frumos weekendul care vine. Pentru cei care nu sunt amatori de fotbal, dacă mai există și astfel de oameni, pentru că acum toată lumea e concentrată pe campionat, să știți că puteți vedea o expoziție de ei autentice. 33 de cămăși naționale au fost expuse de aseară și vă așteaptă timp de o lună, mai ales că luni este și ziua ei. Tot astăzi vom discuta în studio despre un festival de film român care va avea loc în câteva zile și care va aduce la Chișinău cele mai bune producții de peste Prut. Ne întâlnim astăzi și cu frumoasa interpretă Camelia Ursu, așa că vă aștept pe toți la O seară perfectă. Anișoara, mulțumesc! Două balene beluga au fost salvate din orașul asediat Harkov din Ucraina. Aduse pe cale terestră până la Chișinău, mamiferele au fost preluate de un avion și transportate la Valencia, în Spania. Medicii veterinari spun că starea lor de sănătate este una delicată după lunga călătorie din zona de conflict. Balenele pe nume Plombir, un mascul de 15 ani, și Miranda, femelă de 14 ani, au fost evacuate de la acvariul Nemo din Harkov, oraș aflat sub bombardamentele rusești. Imaginile arată cum ucrainenii au umplut două containere foarte mari cu apă, apoi cu ajutorul unei macarale au încărcat într-un tir. Timp de 16 ore, acestea au mers până la Odessa, apoi s-au pornit spre Chișinău, unde erau așteptate de un avion cargo. Deoarece aeroportul de la Chișinău nu are macarale de ridicare pentru sarcini foarte mari, salvatorii au închiriat un avion de marfă echipat cu o macara interioară. Odată urcate în aeronavă, balenele s-au îndreptat spre acvariul din Valencia. Pe tot parcursul drumului, mamiferele au fost alinate de îngrijitori care le mângâiau și vorbeau cu ele. Când au ajuns, balenele au fost întâmpinate de îngrijitorii spanioli. Tot cu ajutorul unei macara, ele au fost coborâte în bazinele unde urmează să locuiască pe un timp nedeterminat. O echipă de specialiști din Spania și SUA i-au asistat pe ucraineni în operațiunea care a durat circa 36 de ore. Potrivit medicilor veterinari, balenele au ajuns într-o stare de sănătate precară la acvariul din Valencia. Acolo, Plombir și Miranda au intrat în grija unor echipe de experți care le ajută să se recupereze după trauma călătoriei, iar doi dintre îngrijitorii lor ucraineni vor rămâne o perioadă alături de ei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Lughin. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400508. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!